Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre o temă care cei mai mulți dintre noi ar zice că are un impact nu atât direct, cât pe termen lung asupra fiecăruia dintre noi. Vorbim despre situația ecologică din bazinul râului Bâc și salut prezența studio a domnului Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și a domnului Igor Sârbu, președintele ONG-ului Ecodava. Bună seara și bine ați venit! Domnul Lebedinski, la început acestei emisiuni vreau să reiterăm, pe parcursul zilei de ieri ați organizat o conferință de presă în care ați readus în prim plan de fapt o problemă destul de stringentă și o problemă, ziceam la început acestei emisiuni, pe termen lung, cu un impact pe termen lung. Vorbim despre râul Bâc și despre starea ecologică a acestui râu. Ați mers în teritoriu, știu, ați făcut anumite studii și care sunt concluziile pe care le-ați obținut în urma acestui studiu? Vă rog. Până nu de mult, eu cred că și majoritatea cetățenilor din Chișinău consideram că situația ecologică a râului Bâc nu ne deranjează pe noi, el trece acolo undeva o zonă, aproape zonă industrială și respectiv consideram și eu, bine, e murdar cum e murdar, așa cum este. Dar doar după ce am fost nevoit să mă implic mai adânc în studierea acestei probleme, și ea într-adevăr este o problemă ecologică pentru Chișinău, am înțeles că de fapt are un efect negativ asupra nu doar a locuitorilor nemijlocit, a, spunem așa, perimetru unde treci, nemijlocit unde trece râul, dar a întreg municipiul Chișinău, inclusiv toate localitățile care sunt comunele, satele și orașele care intră în componență. Nu mai vorbesc despre celelalte raioane care urmează după Chișinău, care de fapt sunt poluate datorită acțiunilor agenților economici și cetățenilor care trăiesc pe teritoriul municipiului Chișinău. Vreau să vă atrag atenție că din 53 de bazine acvatice care sunt în municipiul Chișinău, 22 se află în Chișinău nemijlocit și ele au legătură cu bazinul râului Bâc. Noi avem amplasate 7 lacuri, sunt 7 mine din cele 28 care se află în municipiul Chișinău, sunt nemijlocit în bazinul râului Bâc. Respectiv, tot ceea ce facem noi, cum toate deșeurile care sunt aruncate în râul Bâc, ele merg și în aceste șahte din municipiul Chișinău. Dar noi, aceste mine, dar noi din 2235 de fântâni care sunt în municipiul Chișinău, 2061 sunt în orașele și satele care sunt situate anume în acest perimetru al bazinului râului Bâc. Deci toate persoanele care trăiesc în aceste sate, care folosesc apă din aceste fântâni, fântânile sunt poluate în mare măsură datorită acelor deșeuri care noi, ca cetățeni și respectiv agenții economici care sunt amplasați în bazinul râului Bâc, poluează și otrăvesc toată această lume. Da. Domnul Sârbu, dumneavoastră, iată, în calitate de reprezentant a unui ONG în domeniu, știu că ați mers în teritoriu și ați pus mâna la modul practic pentru a da un nou curs acestui râu. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la tot felul de acțiuni de salubrizare, acțiuni care au fost și mediatizate, dar s-au dovedit a fi o picătură într-un ocean. Vreau să ne vorbiți despre ceea ce ați reușit să faceți și ce ați constatat fiind prezenți în teritoriu. Da, într-adevăr, vara aceasta am participat la 5 expediții pe zona râului Bec, de la izvorul său din satul Timiliuți, până la momentul dat, până la Chișinău. Da. Urmează anul acesta de a prelungi mai departe orașul Chișinău, municipiu, și spre revărsarea sa în Nistru. S-au depistat mai mulți factori care duc la poluarea acestui râu. Am constatat și am identificat mai multe probleme, dar ca identifica o problemă și de a o rezolva sunt două lucruri diferite. Noi am identificat problema, am sesizat autoritățile locale, am arătat chiar câteva metode cum s-ar putea de soluționat această problemă, dar
până la momentul dat, noi nu avem acea putere să luptăm cu aceste cauze de poluare, nu putem să amendăm acele gospodării care revarsă deșeurile în acest râu. Deci urmează mai departe ca aceste organe competente în domeniu să activeze după funcția lor. Domn Sârbu, dar cât de deschise s-au dovedit a fi administrațiile publice locale? Păi la început, când veneam cu ideea de a organiza expediția, chiar am fost primiți ca niște oaspeți cu bucurie, uite, haideți, dați să rezolvăm. Dar în acel moment când arătam că cauzele sunt reale și în principiu sunt gospodăriile care sunt amplasate în preajma râului, aici unde trebuie de activat puțin autoritățile locale, deja ne-am împotmolit, fiindcă nu se prea dorea sau nu prea era timp sau nu erau resurse, motive, o sumedenie, dar rezolvări mai puține. Vreau să spun că pasivitatea și indiferența mai mult au dus la ceea ce avem astăzi cu acest râu. Și în principiu toate acestea au primari, gospodari care din preajmă, ei socot că această poluare nu îi afectează pe ei direct. Dar an de an situația se înrăutățește și până la urmă ajungem la ceea ce ajungem. Situația s-a înrăutățit atât de mult că un râu care a fost cândva navigabil, care avea peste 22 de specii de pești, care era un râu destul de frumos în care se pescuia, la momentul dat este un râu mort unde nici broaște nu mai trăiesc. Este ceea ce avem. Domnule Bedinski, vă rog, ați constatat știți, și spălătoria avem pe malul, vă rog. Eu o să încerc să vă spun, cea mai mare surpriză vă așteaptă pe dumneavoastră după ce o să cercetați de la bariera de la lacul Ghidighici și mai departe. Noi, în luna noiembrie, împreună cu activiștii noștri de partid, chiar le-am solicitat, după ce am văzut că există problemă, am solicitat să vedem care ar fi soluțiile. Și împreună cu băieții am făcut o cercetare de la digul, de la lacul Ghidighici, până la ieșirea din oraș, 20 de kilometri de porțiune a râului B, care traversează, de fapt, municipiul Chișinău. Noi, pur și simplu, am rămas uimiți. Trubii de la canalizare trase direct din case în acest râu. Fabricile, uzinile au pur și simplu stocul dezgolit, nemăscat măcar. Pur și simplu e ca așa stă și conducta aceasta direct de la fabrică în râu. Noi am fotografiat, am documentat toate aceste încălcări care sunt. Am sesizat agenția ecologică, așteptăm care va fi, că acum în luna decembrie am terminat toate aceste proceduri să vedem care e situația, dar asta și m-a deranjat mai mult, că noi nu avem reacții. Nu atât agenții economici, cât și structurile de stat care urmează să verifice, și aici îi dau dreptate de plină că administrația publică locală ar trebui să fie cei care sunt cu interesați în primul rând să facă regulă. Asta dar, și vroiam să întreb, dar, nu au apărut peste noapte aceste țări, domnule? În Chișinău, eu cred că dacă noi vom fi mai activi întreaga populație, atunci noi o să putem să îi impunem, o să fie puțin mai ușor. Dar în sate o să existe mereu această problemă pentru că primarul este ales de locuitori din sat. Și locuitorii pe care el îi sancționează pentru aceste încălcări, ei ulterior îi devin oponenții săi și nu mai votează. Anume, în acest considerent, primarii, administrația publică locală, le este frică să sancționeze. Pur și simplu, aceasta este o frică falsă. Ei trebuie să înțeleagă că cetățeanul, atâta timp cât vede că agentul constator, în cazul dat primarul, el procedează corect și obiectiv, fără să-l înjosească, dar îi demonstrează că, uite, într-adevăr, acțiunile tale duc la prejudicii nu doar pentru tine personal, dar pentru întreaga comunitate. Atunci, el, acest fapt, el
contravenientul în cazul dat sau dacă nu de Doamne ajungem la situație când sunt comise și infracțiuni, atunci el singur o să fie acel cointeresat cât mai repede să ascunde, pentru că să nu știe întreaga societate, întreaga comunitate despre încălcările care le comite el. De aceea propunerile care sunt în municipiul Chișinău cu agenții, că cea mai mare poluare vine într-adevăr de la agenții economici, este că ca responsabilitatea pentru porțiunea dată a râului B care trece pe lângă hotarele acestui agent economic să poarte anume agentul economic. Domnule Bedinski, iată în contextul în care remarcați despre agenții economici, dar aici aș adăuga și persoanele fizice. Avem zeci de cazuri atunci când sunt spălate automobilele pe malul acestui lac. Putem ajunge la concluzia că ne lipsește cultura ecologică? Nu că ne lipsește, dar eu cred că e în minus. Pentru că, și iarăși, e datorită faptului că noi, aceste persoane simt ineficiența organelor de control a statului. Dacă ar veni angajatul poliției sau a primăriei sau agenției ecologice și i-ar sancționa pe aceste persoane, chiar dacă ei consideră, dacă acești agenți constitutori consideră că unele amenzi sunt prea mici, și ar urma să fie majorat. Noi suntem gata să ieșim cu astfel de sancțiuni în situațiile când persoana intenționat aduce prejudicii întregii societăți. Aceste persoane urmează să fie sancționate. Și dar aceste instituții despre care ați remarcat dumneavoastră un pic mai devreme sunt amorfe? De aceea nu avem rezultat? Ei au alte priorități, pe ei nu îi deranjează și ei nu văd în viitor care ar fi efectele, dar ca să fie așa clar, noi am reușit în anul 2018, în luna septembrie, s-a alocat 24 de milioane de lei pentru a curăța și a restabili albia râului Bâc în porțiune de la strada Mihai Viteazu până la strada Petru Rareș. Este vorba de un kilometru de râu care urma să fie reabilitat. Așa și nu s-a găsit agentul economic care ar fi participat la acest tender să-l câștigi și respectiv să facă aceste lucrări. Acum m-am implicat eu personal în aceste proiecte pentru că văd că pericolul este mare și este lăsat așa în voia sorții și am vorbit cu niște agenți economici din care se ocupă construcțiile din Israel. Ei oricum au o vizită aici de lucru în Chișinău și i-am rugat, uite, dați să vedem dacă pentru voi este interesant că sunt moldoveni de noștri, dar trăiesc în Israel, s-au stabilit cu traiul acolo și sunt băștinari din Chișinău. Dacă pentru voi este interesant, dați să mergem împreună, să facem aceste lucrări, dar în așa fel ca pe porțiunea să nu ne mai întoarcem. Pentru porțiunea de la strada Feridelului până la strada Petru Rareș, iarăși un kilometru, au fost cheltuite 22 de milioane de lei, dar starea lui acum, dacă să vă duceți să vedeți, el este cu stuf crescut, el de acum nu mai este eficient. Adică dacă noi facem o lucrare, lucrarea trebuie să fie calitativă. Da. Domnule Bedinski, încă un aspect și după aceea încerc să aflu și punctul de vedere a domnului Sârbu. Haideți să vedem și cealaltă parte a monedei. Ați vorbit despre faptul că aceste instituții beneficiază de bani, banii contribuabililor. Respectiv, avem și niște rapoarte? Cine le verifică? În ce măsură avem transparență? În domeniul dat, ce e legat de ecologie, practic nimeni nu le verifică. Asta și este cea mai mare problemă, de aceea și spun că ei au alte priorități, cum ar fi unde să cheltuie banii, dar nu să investească într-un viitor. Eu am vizitat, am fost Moscova, am fost Leningrad, am fost în Praga, am fost acum am fost în Roma, am fost mereu, peste tot, sunt unele râuri care atrag populația, care, da, poate nivelul de poluare este major, dar acea atragere pentru cetățeni, pentru locuitorii, în cazul dat a capitalei. Chiar pentru turism. Dar și pentru turism, pentru că lacul din perimetru Mihai Viteazu și așa numit la Lebăda Albă și Albișoara, am reușit anul trecut să fie curățat, dar iarăși a fost curățat incomplet. Domnule Bedinski, mă scuzați că vă întrerup, îl avem de cealaltă parte
firului pe Vladimir Găraba, ecologist, de la care vreau să aflu mai multe legate de starea ecologică a acestui râu despre care discutăm astăzi. Bună seara, domnule Găraba! Bună seara! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ne-am propus să discutăm despre situația ecologică din bazinul râului Bâc. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, iată, în calitate de specialist, știu că mai multe studii ați efectuat pe baza acestuia. Care sunt concluziile la care putem ajunge și de ce foarte mulți dintre specialiști utilizează o sintagmă destul de dură? Râul Bâc este mort sau este spre moarte? Cât de justificată este această sintagmă? A dispărut cu totul ce se numește vegetație, ichtologia nu își mai are locul acolo? Este adevărat. Este adevărat că de vreo 15 ani râul Bâc este mort. Ca sistem biologic, ca sistem ecologic, el nu mai există. Și chiar ca sistem hidrologic nu mai există. Asta se datorează faptului că râul a fost în anii 50 regularizat, au fost construite baraje peste baraje și afluente și râul a fost îndreptată albia râului și sigur că ecosistemul a fost începută distrugerea lui de atunci. Acum avem aceste baraje care opresc aproape toată apa și în timp de vară râul Bâc seacă deja de vreo 10-15 ani, pur și simplu din mai și până în octombrie-noiembrie, apă nu este. La toate astea se adaugă faptul că izvoarele de unde trebuie să se umple afluente și Bâcul cu apă sunt toate captate, sau majoritatea izvoarelor sunt niște sisteme locale de alimentare cu apă și nu are Bâcul nici un gram de apă să vină. Deci până la Vatra avem un râu Bâc, iar după Vatra este alt râu Bâc, fiindcă din lacul Ghidici zero apă vine. Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a ajuns la această situație? Legislația este mult prea permisivă cu cei care o încalcă? Avem atât agenți economici cât și persoane fizice care aruncă deșeurile, de fapt, în acest râu și asta este drept consecință? Cum se explică? Dacă vorbim de cantitatea de apă, atunci este adevărat. Nu că este prea permisivă, dar prea liberală. Sunt încălcări, fiindcă jumătate din aceste iazuri sunt ilegale. Și niciun captaj de apă de izvor nu este legal. Practic, râul suferă de la nerespectarea legislației. Asta este una și a doua. Cât privește Chișinău, aici este pur și simplu o debandadă întreagă. Toate apele reziduale și apele meteorice se scurg în râul Bâc fără a fi filtrate. Iată care este cauza, de fapt, a morții râului Bâc. În Bâc acum nu avem nicio vietate și doar microbii patogene o duc foarte bine acolo. Respectiv, această apă nu poate fi utilizată, să înțeleg. Nu, categoric nu. Ea este toxică, fiindcă concentrațiile ating cifre de 10, de 100 de ori mai mari decât cele sanitare admise. Deci, categoric nu poate fi folosită apa râului Bâc pentru irigare, nu mai zic eu de alte scopuri. Ce trebuie să întreprindem? Noi, societatea civilă, pe de o parte, clasa politică, pe de alta. Știți, eu aș zice că societatea civilă parțial își face treaba, dar guvernul, ministerul, de fapt noi acum nici ministerul mediului nu mai avem, l-am distrus pe acesta, poate că alegerile din 24 februarie o restabili această dreptate să fie din nou un minister al mediului. Totul se trage de la guvern, fiindcă au fost propuse 10 ani în urmă un șir de măsuri, inclusiv demolarea acestor baraje, de distrugere acestor captaje, de restabilire albii râului, de plantarea arborilor, de construcție a unui sistem de colectare a apei meteorice în Chișinău. Toate aceste propuneri sunt pe masa guvernului. Deci guvernul are mare datorie să se întoarcă încă o dată la această problemă. Consiliul Bazinal, care este astăzi asupra bazinului Bâc, întreprinde ceva măsuri, dar fără susținerea guvernului nu putem vorbi de o ameliorare a situației în domeniu. Chiar de stabilizare situației.
Domnule Garaba, eu vă mulțumesc pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și în studioul Reflector Analitic. Domnilor, revenim la... Asta apă, până la urmă, nu este potabilă. Toate vietățile au dispărut, ne-a spus domnia sa categoric, nu mai putem vorbi despre pești, nu putem vorbi despre, nu știu, alte vietăți. Cum s-a ajuns aici dumneavoastră? Ați făcut și un studiu evolutiv până la urmă, ceea ce a fost și la ceea ce s-a ajuns. Câțiva ani în urmă am făcut un studiu asupra apei în genere în Moldova. Da. Deoarece apa este, spunem așa, primiza principală a vieții pe pământ, pentru noi este foarte importantă calitatea apei, deoarece de această calitate depinde sănătatea noastră la toți care o folosim. A fost foarte neplăcut să aflăm că peste 90% din toate fântânile din Republica Moldova nu au apă potabilă. Ca un paradox vreau să vă spun că izvorul râului Bâc în satul Temeliuți are o calitate excelentă de apă, adică este potabilă la sursa sa, dar deja în primul sat apare un primul dig unde este improvizat un mic lac unde sunt crescute răți, gâște. Mai departe sunt alte gospodării și treptat la fiecare localitate apar noi surse de deșeuri, noi țevi. În principiu, toate încercările noastre de a stopa aceste evacuări de gunoaie au fost în principiu fără rezultat. Dacă să ne uităm în această programă, în Google Map, la revarsarea râului Bâc în Nistru, se observă foarte clar o fâșie cafeniu închisă de o pată așa cafenie, care se observă în Nistru pe parcursul a câtorva kilometri. Adică se observă această gunoi, aceste toxine, se văd cum se revarsă în Nistru, care mai departe poluează și acest râu. Vreau să vă spun că este un paradox că în râul Bâc totuși sunt oameni care se alimentează cu apă, sunt care stropiesc grădinăriile lor. Acest lucru vedem, desigur, vedem acest lucru foarte larg deschis în anenii noi, cu toate că la Vatra deja se termină râul Bâc și după Vatra apa care apare în râu este doar din deșeurile eliminate de diferite fabrici. Nu este clar unde se vând aceste zarzavaturi, aceste legume după ce au fost udate cu apa din Bâc, desigur pe piața din Chișinău. Este un lucru la fel foarte interesant cu acești pești. Ultimele specii de pești depistate în râul Bâc au fost în 2003. Eu țin minte în copilărie cum se pescuia în Bâc. În 2003 la fabrica din Cojușna a avut loc o contaminare severă cu substanțe toxice care au dus la dispariția la tuturor speciilor care au fost. Aici a lipsit râul, a fost de ichtiofauna sa totalmente. Cât ține de deficitul său de apă, la momentul dat este undeva în jur de un metru cub pe secundă debitul său. Da, astea sunt datele oficiale. Da, dar de fapt debitul maximal al său este peste 200 de metri. Sunt lucruri care pe an ce trece, ele se înrăutățesc. Noi putem să vedem cum, uitați, sunt și alte râuri care sunt în stare gravă. Același râu Reut, care este cel mai mare râu intern a Republicii Moldova, el are afluent, de exemplu, râul Moț, care eu când învățam geografie, am studiat acest râu. La momentul dat, râul Moț nu mai există deja, fiindcă a avut soarta care urmează să o aibă și râul Bâc. A fost un râu foarte interesant. Până la urmă, Bâcul este al treilea ca mărime, după Reut și Cogâlnic în țara noastră. Și starea de lucruri, pornind de la importanța lor, ne duce cu gândul că celelalte afluente mult mai mici sunt într-o stare mult mai dezastruoasă. Desigur, asta este un lucru care este nu doar la râul Bâc.
El este prezent peste tot. Pur și simplu, râul Bâc a avut, să spunem așa, nenorocul să treacă prin câteva orașe și mai ales prin Chișinău, unde sunt foarte multe gospodării. Dar uitați-vă, care este zona industrială a orașului Chișinău? Este zona imediat în apropiere a râului Bâc. Conform legii, este o zonă de protecție a râului, care este 150 de metri. Practic, în apropierea râului nu trebuie să fie nimic construcție, nemai vorbind de zone industriale. Dar la noi lucrul ăsta este împotrivă. Colegul a spus că au fost investite 22 de milioane în restabilirea unei porțiuni a râului. Eu cred că aici trebuiește de luat râul de la izvorul său, de avut grijă de restabilit, fiindcă dacă noi vom curăța o parte, doar el vine din susul său, din cursul său, vine altă apă care la fel este murdară și va polua din nou. Socot că ar trebui de montat careva filtre de apă, inclusiv la intrarea în oraș și la ieșirea din oraș, care se poate să filtreze această apă. La noi ce se produce? Uitați-vă chiar și în aceste zile, această zăpadă care este strânsă de pe drumuri cu antiderapanți, cu chimie asta toxică și agresivă, unde este evacuată? În râul Bâc. Da. La fel sunt momente care, uite, aceleași ierbicide, aceleași toxine care sunt spălate de pe drumuri, da. La fel apele menajere, la fel sunt evacuate în acest râu. Și domnule Bedenschi. Acesta nu este soarta doar acestui râu. Da, dar dați voi să completezi ce s-a spus. S-a menționat că sunt careva sate unde cineva are crescătorii. Doar în municipiul Chișinău noi avem în jur de 1000 de bovine, 3000 de ovine și căprimi, 2000 de porci și 100.000 de capete de păsări în gospodările care sunt... Da, și 28.000 de tone de deșeuri care în loc să meargă pe câmpuri pentru ca să ridice, ca îngrășământ să ridice nivelul producției a solului, ele sunt aruncate iarăși în râul Bâc. Noi zilnic, municipiul Chișinău produce de la 40 până la 45.000 de tone, de la 4.000 până la 4.500 de tone de deșeuri solide. Aceste deșeuri, doar o parte din ele sunt evacuate de către autosolubilitate. În rest, ele sunt depozitate și sunt în regiunea Pruncul, sunt pur și simplu depozitate deșeuri de construcție care au făcut baraje artificiale și opresc cursul apei, iar la ieșirea din oraș, să vedeți, sunt pur și simplu diguri întregi formate din peturi, care, din gunoaiele care sunt aruncate. Și ele, gunoiești ilegale, le-am spus. El pe malul Nistru, pe malul Prut, ăsta, Bâcul, la toate, și la Nistru și la Prut, tot aceeași probleme. De cum știți, pentru mine e strașnic. Și, într-adevăr, eu vreau și eu să menționez că la ieșire din oraș este pur și simplu strașnic, dar în general, când curge în Nistru apa, poluează toată zona de la Nistru în Valea până în Marea Neagră. Și noi ar trebui să fim acei care să tragem atenția aceasta deosebită. În primul rând, noi trebuie să curățăm lacul Ghidighici. Este enorm de necesar pentru municipiul Chișinău și pentru întreaga infrastructură. Explic din care considerent. Acum, iarna, toate aceste ape, ele ar putea să se concentreze și să formeze o structură pentru viitoarea circulație a apei. Și corect s-a menționat faptul că noi trebuie să începem restabilirea, adică primăriei Chișinău trebuie să atragă atenție deosebită restabilirii începând cu digul Ghidighici și până la ieșire să-l facă această zonă, să facă zonă de protecție. Dar mult mai important este cum vor fi sancționați și cum vor fi impuși agenții economici amplasați, dar sunt 74 de agenții economici amplasați în această porțiune a râului Bâc. Ei trebuie să fie puși în condiții și sancțiunile care sunt impuși de agenții ecologice trebuie să fie enorm de majore comparativ cu beneficiile care le au acești agenți economici aruncând deșeurile în aceste canale de stocare. Dacă îmi permiteți, la toate colectoarele noastre de api pluviale, în municipiul Chișinău
practic, în regiunea Albișoara, ele sunt înămolite și ele nu funcționează. De aceea noi avem multiple cazuri după fiecare ploaie, noi avem inundații atât în blocurile locative, blocurile locative din Albișoara, dar și între traseuri. Și unica soluție care a găsit administrația publică locală asta, să-i spune semn că în timp de ploaie să nu circule automobilele pe acolo. Păi asta trebuie să ai un nivel anumit de obraz. Dar mai mult ca atât, noi de acum, dacă m-am implicat în toate acestea, am primit solicitări de la cetățeni care trăiesc în regiunea străzilor Zăichin, Moara, Roșii, care cetățenii samovolnic s-au unit la aceste colectoare de ape pluviale și toate deșeurile sale menajere, neavând canalizare în regiune, s-au unit la aceste colectoare și toate deșeurile lor pleacă direct prin aceste canale, direct în râul Bâc. Am sesizat apă canal, s-au constatat într-adevăr încălcările, dar problema nu se rezolvă, de exemplu, consideret. În acea regiune nu există sistem de canalizare. Centrul istoric al municipiului Chișinău. Nu mai vorbesc de acum de careva suburbii sau careva sate unde trăiesc da. 200 de oameni. Domnule Bedenski, am văzut că foarte atent ați ascultat punctul de vedere a domnului Garaba. Dacă ar fi să extrag o noțiune cheie din ceea ce a spus dânsul, este o legislație permisivă? Legislația noastră este bună. Eu sunt de părere. Legea e bună. Poate în unele momente ar trebui undeva să mai strângem un pic acest cheia, dar soluția e cum ea este aplicată. Cum da. Agenții constatători, cum organele de control își efectuează misiunea și de aceea și-am menționat de la bun început. Dacă e necesar să fie eradicate careva minți că ele nu sunt eficiente, atunci dați-ne nou. Eu mă oblig, eu îmi iau această responsabilitate. Telefoanele mele, poștă electronică, tot este în internet. Mă contactați, îmi dați care soluțiile sunt și eu sunt gata să conlucrez cu aceste structuri care vor să restabilească, să facă un mediu ambient normal. Eu nu spun că o să fie apă aceea pură, noi o să putem bea din bâc. Dar în orice caz, măcar să nu miroase urât, să nu spun altfel, asta ar fi o soluție. Măcar agentul economic să știe că este o responsabilitate. Uite, eu economisesc de pildă, noi am avut doar multiple cazuri când unele fabrici deșeurile sale și-au fost constatate cazurile că era de la alcool aruncat, nu știu, mai scurt, diferite cazuri. El trebuie să înțeleagă că economisind de pildă 10.000 sau 50.000 de lei, el va plăti amendă de 500 sau de 1 milion de lei. De 10, de 20, de 100 de ori mai mult decât prejudiciul, decât beneficiul care îl are el. Și atunci agentul economic foarte bine să gândească. Anume din acest considerent, eu și-a ieșit cu proiectul de lege, de fapt a fost în conlucrare cu autosolubritate în anul 2018, prin care am impus obligațiunea agenților economici la momentul când încep activitatea comercială să prezinte și contractul prin care au contract de evacuare a deșeurilor solide. Da. Dar a rămas un singur moment. Administrația publică locală trebuie să facă acest regulament și să stabilească care agent economic le va evacua. Și nu a făcut niciun agent economic, niciun administrație publică locală din toată Republica. Deci aceasta încă o dată denotă că nu vor să implice. Măcar că toți spun că da, soluția este bună, da, ar trebui mai dur să mergem în general la toți agenții economici. Dar am spus măcar cei, că de la ce s-a început? Sunt producători, magazine, care zilnic au deșeuri câteva containere de gunoi și eu și le depozitează aceste deșeuri de la ei în containerele pentru care achită locuitorii blocurilor locative din preajmă. Și locuitorii au spus că uitați-vă, noi achităm, ei nu achită, nu au contract și noi suntem nevoiți. Și atunci am făcut legătură cu autosolubritate și împreună cu ei am văzut, am făcut acest proiect de lege. Domnul Sârbo, ați organizat mai multe acțiuni care au avut drept scop sensibilizarea opiniei publice raportată la această problemă și când zic lucrul ăsta fac referire la tot felul de flash mob, fac referire la un forum al tinerilor din bazinul râului Bâc. Și vreau să vă întreb cât de deschise se dovedește a fi societatea la aceste probleme și în același context știu că cei mai activi s-au dovedit a fi tinerii. Câți au participat la acțiunile dumneavoastră? Și tot aici, vedeți, un șir logic de întrebări există. Care e cantitatea de deșeuri pe care ați strâns-o?
Vreau să vă spun că la început activau tinerii din organizațiile noastre, aveam parteneriat, adică pe lângă Ecodava erau băieți sportivi de la Voievod, Federația foarte des se implică la noastre proiecte. Acum este la modă să fii voluntar, să te implici în diferite proiecte sociale, ecologice, diverse. Tot mai mulți tineri se implică. Am avut cazuri când la acțiunile noastre ecologice se adunau până la 500 de oameni. A fost asta la Orheiul Vechi, o acțiune ecologică foarte interesantă. Am plantat câteva mii de puieți la Țipova, s-au adunat mulți tineri. Este un lucru care este binevenit, tinerii se implică activ, dar noi credem că undeva pe lângă toate aceste lucruri care noi le facem ar merita poate puțin atenție de la autorități, poate puțină susținere, poate mediatizare. Ar fi cazul. Fiindcă uitați-vă, noi în privința râului Bâc am elaborat o hartă ecologică unde sunt arătate problemele cele mai importante cu fotografii, cu video, cu soluții chiar. Și este foarte simplu, trebuie pur și simplu, la noi pe site este această hartă, de uitat, de văzut care este porțiunea, care sunt problemele, care sunt soluțiile, de rezolvat. Adică rămâne cel mai simplu, ca cum ar fi o rețetă, iată ingredientele, poftim, pregătește produsul. Dar posibil aceste lucrări de, spunem așa, de salvare a râului Bâc nu aduc venit. Nu sunt bani care să vie cuiva, de aceea nu se implică autoritățile. Poate granturile astea nu sunt așa cum trebuie, poate sunt alte momente mai importante. Desigur, ne-am bucurat dacă am avea un oraș european cu un râu prin centru care trece, unde să fie o zonă de agriment, cu terase, cu niște nave, niște luntri cel puțin care să navigheze. Desigur, toate aceste lucruri ar bucura lumea. În locul acelui râu care acum poluează zonele din preajmă, că această ecologie duce la înrăutățirea situației ecologice, la sănătatea oamenilor care trăiesc în preajmă, de unde atâtea boli de cancer, de unde atâtea boli incurabile, de aici oameni buni, pentru că această apă, e toate se infiltrează prin rețele subterane, ele se unesc cu fântânile din apropiere și oamenii întrebuințează această apă. Nu mai vorbesc de acele gunoiești neautorizate. Noi am depistat o sumedenie de gunoiești, chiar și mari, la Călăraș, la Vatra, la Trușeni. Sunt și gunoiești autorizate. Ia uitați-vă, gunoiești autorizate a orașului Orhei. Este pe deal deasupra râului Răut. Și orice ploaie spală această gunoiește și tot se prelinge în Răut. Același lucru va fi și în Răut ca și în râul Bâc. Nu de grabă. Uitați-vă, dar lucrurile... Dar noi avem acest, de la Purcel. Da, o avem în această zonă. Tot e periculoasă. Mai este un moment care este o agradă fiecărui om. Ultimii, hai să spunem așa, 20 de ani, este așa o campanie masivă de a aproviziona satele cu apă. Adică să aibă fiecare robinet, să aibă acces la apă. Dar nu au sistem de filtrare. 80% din toate gospodăriile au aprovizionare cu apă. Și doar 5% cu canalizare. Aceste 5% mai mult nimeresc orașele și orășelile mai mici. Dar toate satele, în principiu, au... Dar câte din rând să le au sisteme de epurare? Da. Păi nu, asta este problema. Și el are undeva în grădină o fântână de unde scoate apă, undeva mai la vale are altă gaură unde varsă, vecinul de alături are iarăși fântână și uitați-vă această rețea de fântână-canalizare, sub pământ, ele toate se unesc și omul aici aruncă făieri, săpun, șampon, dar aici bea. Da. Păi de unde atâtea boli? Uitați-vă câte cazuri de cancer, uitați-vă spitalul oncologic, este supraplin. De unde? Domnule Bedinski, pentru că astăzi, iată, discutăm despre râul Bâc, despre ape, nu pot să nu vă întreb, probabil și cei care ne vizionează se întreabă, apa din râul Nistru pe care noi o consumăm este potabilă? Pentru că ați studiat problema. Sunt diferite. N-am făcut personal această expertiză. Da? Dar cei de la Apcanal ne asigură că tot e ok. Asta e. Am vorbit și eu, că primul lucru care m-a interesat, că știți foarte bine că în luna martie
A fost totuși adoptat de către Parlament proiectul meu de lege prin care AP Canal a fost impus să încheie contracte individuale și lucru care până în prezent nu îl execută, iarăși folosind diferite repieri, ANRE-ul și alte structuri, dar oricum asta o să bate. De aceea problema alimentației cu apă minimă derajează de mai mult timp. Și, într-adevăr, cei de la APA Canal pun mâna în foc, apa este ok, noi folosim apă bună, într-adevăr, e potabilă. Eu aș avea unele dubii, n-am încercat și nu știu care structură la noi în Republica Moldova ar putea să facă această expertiză obiectivă. Pentru că, imediat cum îi spui că apa e din robinet, toți spun că da, municipiul Chișinău, obiect strategic, nu o să vă spun nimic. Dar s-o iei, dar apa ca să o prezinți la expertiză, trebuie să o prezinți, acolo sunt anumite cerințe, trebuie să fie îmbutilat. Am încercat din altă parte, am luat tot niște apă și de vreo două ori am dus-o la expertiză și tot timpul era stricată. Dintre trei, când am adus-o timp de jumătate de oră, atunci doar s-a constatat că parametrii sunt buni pentru a efectua verificarea. De aceea, nu știu unde, sau după hotare, undeva să facem această expertiză, poate ar fi într-adevăr veridică, obiectiv, dar trebuie să recunoaștem că majoritatea sistemelor de conductelor acestea alimentare cu apă, în dependență de regiunea municipiului Chișinău, iarăși ele sunt poluate și pe drum până acolo, deoarece există o singură stație de epurare și mai departe aceste conducte, numai ei știu ce este în ele. La cineva este mai bună calitatea, la cineva este mai rea, cineva este nivelul prea mare de fel de metale, în dependență de ce fel de conducte folosești. La cineva au fost aceste conducte din PET, din polietilen și nu știm iarăși care este efectul la el. Noi trebuie să ne gândim, dar oricum, comparativ cu apa care, spunem așa, ceea ce este în alte regiuni a Republicii Moldova, aceasta din robinetele noastre încă este bună. Pentru că în fântâni, într-adevăr, ea este imposibil de băut. Dar vreau să vă atrag atenția că și din 58 de izvoare care sunt în municipiul Chișinău, 26 se află în acest bazin al râului Bâc. Și adică 26 de izvoare minimum, ele sunt poluate din râul Bâc. Dar oamenii la noi, cum să spun, dacă e din izvor, înseamnă că apa e bună. Des eu își spun acasă să hrănesc copiii, des eu își spun la murături, des spun nu știu unde mai pune acolo și mâine, poi mâine, cu cine trezim? Într-adevăr, sunt de acord. Eu sunt responsabil de sectorul centru și foarte des mergeam la spitalul oncologic. Până când nu am fost odată în secție de copii, ei, Doamne ferește, eu am stat acolo 5 minute, am ieșit și am spus cu oamenii buni, vă rog frumos, asta e insuportabil. Da. În ce stare când părinții stau acolo și îi văd acești copii, este strașnic. Dar pe noi ne duce în, uitați-vă, în această ispită și trebuie să recunoaștem că noi mai avem și un depozit de substanțe chimice și substanțe radioactive care se află tot în apropiere de bazinul râului Bâc. Da, toate structurile nou ne comunică că nu sunt scurgeri, că totul este perfect. Chiar vreo câteva luni în urmă am primit răspuns de la aceste structuri de verificare că totul este bine, dar din informațiile care le dețin eu, acolo există problemă majoră și sunt fisuri la aceste acumulatoare, aceste pereții. Și de acum substanțele acestea radioactive nimeresc în pământ. Dar toți încearcă să ascundă această problemă. O situație identică la un astfel de rezervor este în Ucraina, mai sus pe râul Nistru, care la fel are probleme fisuri și în orice moment avem riscul ca aceste deșeuri toxice să fie evacuate în râul Nistru. Da. Domnule Bedinski, scurt, în 20 secunde ne spune regia că timpul expiră. O întrebare de totalizare. Se poate întâmpla, dacă mergem pe același curs ca peste 10 ani, copiii noștri să afle despre râul Bâc doar din manualele de geografie, în realitate să fie
nu știu, un șes? Pentru că vorbea domnul Garaba, s-a schimbat cursul, s-a schimbat multe lucruri? Dacă noi nu ne schimbăm atitudinea și noi nu impunem agenții economici și administrația publică locală să-și facă misiunea, atunci râul Bâc, el va fi și mai departe, dar el va fi pur și simplu un canal de scurgere a deșeurilor. El, da, apă nu va avea în el decât cele care sunt deversări din sistemele de canalizare și din sistemele de evacuare a substanțelor toxice. Domnule Bedinsky, domnul Sârbu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă în fiecare seară de marți și joi. Rămâneți alături de Accent TV.